Авиа мастас инициативе карен генерал ну не чести не шумбан кумарфи. С презенту организем чамай ефтина в матрикуларе шедевамаре авиуанилу дип континенту европян. Черен сам наста. Кукити май мулти авиуани ворсбура субдрапилу републики Молдова. Котут май бини пентруна и кацара. А сесть авиуани требуа дата нан сви ланой челпцен. Așa cum cetățeanul merge cu o mașină la stație de testare tehnică o dată în an, înseamnă că ce? Vă dați seama, pe lângă faptul că o să fie bani în buget cu investiția zero din partea statului, în afară de asta, toate aceste avioane au echipaj, care au nevoie de hotel, au nevoie de taxi să meargă la un restaurant. Deci este o inițiativă foarte clară de a trage bani în țară începând cu prima zi. Și vă dau și un exemplu care oamenilor să le știe mai clar. De ce ar veni aceste companii aeriene la noi? Stimați cetățeni, ele merg acolo unde au cele mai avantajoase condiții financiare, plus ei vin în statul care este cel mai aproape de ei. Deoarece semicostul la avioane se calculează prin semicostul orei de zbor. Și astăzi, cum jumătate de avioane stau înregistrate pe un offshore-uri sau țările la care avionul trebuie să meargă 5-6 ore să facă ca să ajungă. Sau în Republica Moldova, unde orice navă ajunge maximum în 2 ore jumate, Republica Moldova e mult mai avantajoasă. Și încă un exemplu clar, aduceți-vă aminte că în jumătate din cetățeni din țară îmblau cu, numeri, cu mașini înmatriculate la Tiraspol. Ei și îmblau cu mașini matriculate la Tiraspol din cauza că îl iubeau pe Smirnov. Ori, nu. Deoarece înregistrarea de vamare la automobil era mai ieftină. Astăzi, dacă noi ieftinim și de vamare automobililor cu 50%, celea cu vârsta până la 3 ani, asta ce ar însemna? Că oamenii să avem și mașini noi în țară și al mai important, eu vă asigur, așa cum astăzi jumătate de mașini raioanele de la frontiera cu România sunt înmatriculate în România, că sunt automobilele mai ieftine la ei, eu vreau invers, ca cât mai mulți români să le matriculeze la noi și le folosească la ei. Deci încasările în buget vor fi, veniturile în buget vor fi mult mai mari. Pur și simplu, pentru a realiza așa ceva, trebuie să ai o gândire om de afaceri. Dar la noi astăzi cu angiști ăștia care nu știu diferența între tractor și între gaz 66, de la ei așa reforme nu putem să așteptăm. Republica Moldova ca stat trebuie să câștige bani. Eu merg pe obiectivul că un stat puternic este un stat care câștigă bani.